Podul din localitatea Milișăuți va fi închis circulației în data de 20 octombrie în vederea realizării lucrărilor de refacere, a anunțat miercuri prefectura Suceava după o întâlnire a prefectului Alexandru Moldovan cu reprezentanții instituțiilor implicate. Prefectul de Suceava Alexandru Moldovan a convocat miercuri o întâlnire de lucru ce a avut loc pe amplasamentul podului din localitatea Milișăuți, în cadrul căreia au fost analizate stadiul lucrărilor realizate la acest obiectiv de investiție deosebit de important pentru locuitorii zonei Milișăuți-Rădăuți, localitățile limitrofe și la care au participat reprezentanții Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Inspectoratului de Poliție Județean, Primăriei Orașului Milișăuți și Constructorului. În cadrul ședinței tehnice s-a arătat că închiderea circulației peste pod a fost stabilită conform contractului încheiat între beneficiar și constructor pentru data de 20 octombrie, urmând ca firma de construcții să înceapă operațiuni de demolare, cofrare și construire. În data de 6 decembrie a fost stabilită aducerea pe amplasament a primului lot de grinzi, urmând ca cel de-al doilea să fie transportat pe amplasament în funcție de graficul de execuție al lucrărilor. În vederea construirii unei variante provizorii de circulație care va fi amplasat în limita stabilită prin protocolul încheiat, Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași va depune o documentație pentru aviz modificator la cel obținut anterior în cursul lunii iunie. Documentația va cuprinde coordonatele podului provizoriu, precum și mențiunea că după finalizarea lucrărilor, podul provizoriu va fi dezafectat, iar terenul va fi adus la starea inițială. Participanții au stabilit data de 17 octombrie ca termen limită pentru obținerea acestui aviz, iar reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a dat asigurări că instituția va elibera propriul aviz în maxim 5 zile lucrătoare, urmând ca până la data de 20 octombrie să fie realizat și pus în circulație podul provizoriu. În ceea ce privește sursa de finanțare pentru realizarea podului provizoriu, instituția prefectului va solicita în regim de urgență către instituțiile abilitate, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, alocarea fondurilor financiare necesare. Prefectul Moldovan a mai decis că în data de 21 octombrie, în cadrul unei noi întâlniri la fața locului, reprezentanții instituțiilor prezente la ședința tehnică se vor verifica respectarea calendarului convenit. De subliniat este că în tot acest timp, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași se obligă să informeze instituția prefectului cu privire la stadiul lucrărilor la un interval de 2 săptămâni sau ori de câte ori apare o situație neprevăzută în șantier, astfel încât mass media, populația orașului Milișăuți și localităților limitrofe să poată fi anunțate din timp cu privire la eventualele restricții sau interdicții de circulație.